casă ca masca, făcut pentru scris ca pasta, amețitor ca nasca, programat ca pasca, în delete ca tasta, tras de băcar asta, cu rime ca pasta, rădăcini ca amețitor ca nasca, programat ca pasca, îndelete ca tasta, tras de păr ca nasta, cu rime ca basta, rădăcim ca de creasta, în pune scade casca, sare creasta, zbaz de vașa, cu asta basta. Bună seara! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc din suflet că ați venit! În seara aceasta veți fi martori la un eveniment pe locuri piperat cu puțină improvizație, adică să nu vă așteptați la ceva foarte regizat. Descoperim împreună mai multe lucruri. Dar vă voi prezenta povestea unui băiețel care încearcă să facă muzică. În ceea ce mă privește, în clasa a șaptea, mai mulți oameni din sală, printre care prietenul meu, dragul meu coleg Andrei Botezatu de față, știe prea bine. În clasa a șaptea, eu fiind din Bacău, mă numesc Crem, Răzvan Alexe, să rămână, și în clasa a șaptea, am citit într-o revistă că în București s-au deschis două cluburi de stand-up comedy, anume La Scena și Cafe Deco. Și eu fiind pasionat de această mișcare și încercând să mă integrez cumva în zona stand-up din Bacău, zonă inexistentă, am rămas fascinat, am zis, wow, se întâmplă și la noi. În clasa șaptea. Să dea Dumnezeu să ajung și eu, la un moment dat, acolo. 7, 8, 9, 10, 11, poate să 12 ani. După aproape 9 ani, mă bucur că sunt în seara asta alături de dumneavoastră. Băiețelul despre care vă vorbeam nu are un nume. Dar o să-l botezăm astăzi Micu Prinț. Micu Prinț. În clasa a șaptea, Micul Prinț a participat la un concurs școlăresc numit Micul Prinț. Trebuia să cânte. Și a venit cu versurile lui rap, hip-hop, yo-yo, în engleză, încercând să demonstreze că este un candidat extraordinar pentru titlul de Micu Prinț. Avea niște instrumentale de la un băiat, Mihai Popeanu, din Bacău. Pace Mihai Popeanu, respect. Făcea beat-ul yo-yo, era repul ăla. Și a zis, hai să încerc. Și de față profesor, comisia, în amfiteatrul Radu Beligan, școala 19. Da. Exact. Ce semne. Ei, ai fost și tu, da? Bun. Așa, a dat audiția și I run two time, run Eminem, drag, yo, snag, welch, wah, yo, I'm the coffee theater, yo, spirit is shit, rare, a picat, păcat. A fost respins. Dar în seara asta, Micul Prinț este alături de noi. Nu sunt eu în pauză, dar este among us. Bun, vă voi prezenta povestea acestui băiețel prin intermediul unor piese originale scrise de el. Pe fundal muzical, creat de, în mare parte, de Omul Gnom, care este în seara asta lângă de noi, de Horia Butunaru Gheco, și mai mulți băieței. Să-i dăm drumul.
despre unul, despre alta. Sâmbetul ascuns după emoția din altar. Un simplu gând, o simplă vrajă. Nu e loc pe pământ numai pentru vrajbă. Vorba despre unii, despre alții. Mici noși ca nații ce dispar ca acrobații. Nauții, mult la tine așa mult. Nu și-au luat rămas bun când s-au dus cu priza. Vorba despre tine, despre mine, despre descărcarea ei. Despre faptul că se abține, despre zile senine. Bine de chipuri senile și file scrise cu mine. Bine de energie. Vorba despre joacă. Dacă nu ți se pare în regulă, mai ascult odată. Numai plăcere, pură pasiune. Migrăm în tăcere spre o nouă sesiune. Da. Bun. Continuăm povestea. La un moment dat, micul prinț a început să-și dea seama ce înseamnă rap, ia? Și a început să cocheteze, să scrie, să își formeze un stil undeva prin liceu. Și a făcut o trupă, a început să facă niște materiale, să nu le spunem albume, că e prea mult spus. Și... Vă voi prezenta una din aceste piese, Vise colorate, de la începutul istoriei rap-a micului prinț, Vise colorate, o strofă, bună seara, să vedem despre ce este ciorba, da? Yes. Vom renunța la stativ, ne mișcăm un pic. Și așa mai, ia. O revenire forță, deschide bine ochii, apăre fără să vrem, prin șase părți ca ochi, ochii d'ochii, totu-i bine, totul merge de la sine, zile nopți, n-am pierdut, le-am trăit, cât mai mult am lecții învățate, materii promovate, unii n-au școală vieții, dar se gândesc la facultate, poate timp, o să dau și o strățură pe cap, tot simt că n-am terminat ce trebuia să fac, n-am trac, am trăit destule scene, de-abia răspunsurile vieții, sincer, nu ți le-aș cere, îmi găsesc totul răspuns, la orice întrebare, fiecare problemă, trebuie să aibă o rezolvare. Oare prindi acum s-o tot gândești negativ? Eu merg prin ideea că totul se întâmplă cu motiv. Dar au fost multe lucruri ce-mi doresc să le uit. Regândindu-mă la ele tot simt un om gând și lupt. Pentru zise, nu-s trist, insist. Deseori le-am trăit pentru că am fost optimist. Al noi știri și nera n-a venit de singur. Dar simt cum am ajuns să mi-l fac singur. Fiind cool și funky, trai tăi, dar vezi că nu trebuie voce să ne dăm seama că falsezi. Nu mi-a oferit totul, nu-l vreau oricum. Nu e falsă modestie, doar că n-am unde să-mi pun. Mai sunt multe de scris, mai sunt multe de zis. Încă mai sunt lucruri de care nu m-am prins. Dar deși am fost trist de prea multe ori, am reușit să transform alb, negru în culoare. Mai sunt multe de scris, ce să sunt. Ușor penibil. Nu, dacă aveam aici mai multe volume, le dădeam toate cărțile pe față, dacă aveam și magicieni și aia. Nu, 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 vrei să-mi iau, eu sunt gândesc pozitiv, eu stai calm. E ok. Ține-te de muzică fără, da, nea. Bun. La un moment dat, micul prinț și-a dat seama că, bă, e vorba despre cu totul altceva, e vorba despre mesaj care nici în ziua de astăzi nu există. Dar omulețul încearcă. Și la un moment dat și-a dat seama că, mă, hai că e vorba despre mine. Eu aduc generalități. Trebuie ceva particular, individual, al meu, original. Și a zis, ok, mi-am dat seama. Și... el o revin. Maestre, totul este adunat în piesa asta. Despre asta este ciorba. Tot eul lui creativ este concentrat în piesa asta. Cumva, cred. El o revin, maestre, hai să vedem. După mizeria de adineauri, băiețelul și-a dat seama că, mă, parcă pot să fac o chestie a mea.
Și hai să vă prezentăm. Yes? Sunt de acord? Da. Bun, perfect. Puteți să ne mișcăm un pic. Dă un pic mai tare instrumentalul, dar cred să nu ne acord. A, așa, ne mai auzim, ne înțelegem? Bun, perfect. Iar bun? Da. Hai să descoperim. Hei, hei, bună seara, bun, bine v-am găsit. Mă simt pregătit să vă prezint alții, stai chill. Ne-am venit cu tema copiată, ia stil. Ce-am pune problema, capră, iată. Dragă, sport, intipare, dau care din aripioare. Căutare de mâncare, mă bucur sau afară la soare. Când mă dânzare, tot ce era multă sută, pierdută ca o scrisoare. Sunt femeie de serviciu, sunt femeie de servici. Mă trag specială cu răspătura socială. Ca în orice altă seară, ți se răfund portarul. Sexul anal e un deliciu. Sexul banal e sacrificiu. În principiu nu prea mofturi, fără fetiș cu trei mofturi. Da, pot spune că știu pe crani. La trei ori la petrece după ce se face M. Ce te repezi, când îl vezi, din tine spui, nu odată vorba sunt un baie. Am intrat în element, ca un skater popular. La bainam unde te-a capat direct un blăcăr baliat. Mai supris mă rogând foarte bine. Clar a dus ori cu nimeni, mai ales cu tine. În fine, mi se pare mie, sau e fiind de sine. Iar momentele când te-am uzat sunt foarte puține. Dacă nu se știa, sparg eu viața. Din ce în ce mai des îți dau și una asociată. La spate-l clar, înțelegeați-aș filmul. De ce mă urmărești dacă nu-ți plac de simplu? Știi tu cam multe despre mine, nu? Apropo de cealaltă chestiune, vezi tu? Viața e grea la țară. Avem doar iarbă legală. Încercăm să le dăm un restart. Toți suntem prășiți, viața e un iad. Îmi strigă Bucureștiul ca pe Ștefan Beca. E cam greu să transpun tot pe cărte. Când mă panichez despre deschis ca treble. Vorbit atât de mult despre forme noi încât vreau o super treabă să nu mai pricep nimic vreau. Super o treabă la gălitic și un pic dau. O super lavă la momentul potrivit. O las mai face-ul și pula de copii vreau. O super treabă să nu mai pricep nimic vreau. Super o treabă la gălitic și un pic dau. O super lavă la momentul potrivit. Zici cu azi mai diferit. Foarte bine, mă! Bravo ție! Ești un motherfucker! Eu mă studiez zile, tu ați! Păi la cum să nu stați așa? Se încinge atmosfera, eu? Staticule, de ce nu ești prieten? Ia fiți atenți aici așa. Trebuie și la microfon ca să mă duc toată lumea. E, Bacău, eu mă prezent. Ia. Micul prinț experimentează. La un moment dat a zis, bă, trebuie să fiu un pic de șuie, paparul de pumni, euria. Să prind la public să-mi tai un ful, euria. A încercat și asta. A făcut o chestie cu Tiberiu Pintilie și la Outman TV, motherfucker, a făcut beat-ul. Și micul prinț a scris niște mizerii pe acest instrumental. Maestre? Ia, rock. Dăm un son. Am mobilat purgatoriu. Cam pe fotonul ne întrebăm de ce. Tot mai des reciclăm orgoliu. Am murit entuziasmul. Toți suntem în doliu. Dar când aterim să modificăm repertoriu. Un culăr în fine, o coadă de chitară. Greiere și greiere prăjite peste vară. O țigare de seară, de seară sigur o să teară. Fiecare sensoră pe aceeași domnișoară. Dar e bine, dar urăsc perioadele. Când m-am într-o totală nebuloasă ca pleiadele. Da, despre asta este vorba. La femeie dintre facem ciorba. Țigările rupte pe lateral. Verile pierdute pe litoral. Fetițele rupte de realitate. Condițiile în care te rup zi și noapte. Cu mânzile, da. Dar eu pot să-mi plac să fac. Dar eu pot să-mi plac să fac. Frec, amgeală. Cinte specială. Cinte fricu, cinte pasul. O lumină pe geam, în numele fricii. Ascunde bricheta în cutia pisicii. N-a venit nici, doar intuiții. Capricii pe care ne ținem pindinții. Bluza de tipar cu care ies din tipar. Dar îți am principare aproape pe timpani. Dai din gur pentru că-ți place să dai. Dai din gur pentru că-ți place să dai. Dai din gur pentru că-ți place să dai. Hai că din gur de ce mai stai. Dai din gur pentru că-ți place să dai. Dai din gur pentru că-ți place să dai. Hai, dă! Pe din gur, ia. Pe din gur, ia. Deși stai pe scaun, s-au plit de-a copa. N-a încercat, genial, mă, 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 fără, mă, 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 mă. În societate, avem un
amalgam de factori externi din cauza cărora noi ne impunem niște bariere, niște limite, granițe în gândire. Nu avem voie să facem asta, cum ar fi să fac asta, nu pot pentru că nu mi-e permis și sunt un om rațional. Dar cum ar fi măcar o dată să trecem peste toate aceste granițe și să facem toate căcaturile care ne trec prin cap? Cum ar fi să ajungem mai târziu acasă, să bem mai mult de o bere înainte de ora de chimie, facă, să ne lăsăm de fumat? Ar fi o chestie. Eu am văzut acel băiețel, Nicu Prinț, încercând asta. Exact. Maică-sa a aflat despre ceea ce a făcut, pentru că el a zis, hai să facem o piesă despre asta. Maică-sa a ascultat-o. Nu i-a plăcut, nu i-a convenit. Dar într-un final, nu prea mai avea ce să comenteze și a acceptat situația care tocmai se născuse, pentru că are o mamă crazy, ea. A făcut că e crazy, ea. Îl iubește și te iubesc reciproc. Mamă, fiu motherfucker, bun. Hai să aflăm împreună despre ce a făcut Micul Prinț. Ok. Omul gnom la bine. Despre asta este ciorba. Aha, cunosc părmuțele, da? Hei, hai să vedeți mică tâmpenie și să ascultați o tâmpenie mai mare. Deși sună cam creepy, te rog eu nu te creepy. Tu te-ai gândit vreodată cum ar fi să bei creepy? Eram în cămin, la un vin și o gustare și-mi rula în cap aceeași întrebare. Ce gustare? Eu repede paharul de unică folosință. Mă închid rapid în baie să dau drumul la ședință. Ar fi fost o scuză bună, de eram la credință. Dar mă priști pe conștiință, după care cu credință în pahar. Clar! Până la ultima picătură. Știu că-i pură nebunie, dar l-am umplut ochi. Însă vreo doi stropi au căzut pe pluci. Atunci am zis, oare stai, stop. Lasă recipient cu jos, încheie de la pantaloni. Nu nimic primești jos, în restul lumii și-a luat somn. Pipi, pipi, pipi. E vorba despre pipi, pipi, pipi. E vorba despre paharul este plin, o pe deplin satisfăcut. N-am ezitat niciun moment și evident l-am băut. Da, e puțin sărat, dar cumva e și gustos. Nu e chiar ceea ce ai numit tu gustos. Te pot fi de retard, creierul și-a dat restart. Am simțit atât de tare, fiecare v-a spart. Bă, care v-a spart? Am auzit din cameră, dar gândul meu fugea la licoarea galbenă. Eu tremura cu brațele, poate noaptea în timp ce mi-am vomat mațele. Dar a fost interesant, palpitant, incitant. Dacă mă întreb, spun sec, nu recomand. Cum e să bei pipi? Tocmai ai aflat. Acum spune tu pe bune, cum e să mănânci căcat? Cum e să bei pipi? Tocmai ai aflat. Acum spune tu pe bune, eu am visat? Oare chiar a făcut asta? Să întrebăm după. Dar nu eu, adică e Micul Prinț, poveste, pola mea, vorba despre el. Mă dă facă. Cam asta este. Nu, glumeam, mai este. Ce credeți? Bun. Să vedem împreună ce urmează. O, clar. Fiți atenți un pic. Avem trei foi. Va trebui să ajungă cumva pe la fiecare om. Vă rog frumos, am un singur pix. Dacă mai aveți un pix, să-l folosim. Scrieți câte un cuvânt pe foaie, primul care îți vine în minte. Primul. Și cumva, dacă reușiți și în partea aceea și prin spate și să ajungă și până aici. Și vă rog frumos, dacă aveți cum să faceți rost de un pix, mă rog, două, ca să scrieți fiecare, da? Și vedem la finalul show-ului cum ne jucăm cu acele cuvinte. Îl invit în scenă pe Gecko. Pentru următoarea bucățică. Am pus un întrebare.
Popa, stai, facem loc. Nu. Nu, e a pa mea. Și eu tot m-am pișat în ea. Vă, nu e un micul prinț, hello. Următoarea piesă va fi prezentată de Gecko. Da. Am emoții. Următoarea piesă este dedicată unei femei. Da. Nu e foarte bună. Ca la tot. Cum vă place, doamna? Doamna, doamna, e doamna, are o piesă dedicată doamnei Alina Nelega. Nu e pentru. N-are nicio legătură cu ea, dar e tare piesa, zicem. E pentru ea, frate. E pentru ea. O să facem un pic de bunții-bunții. Maestră, piesa 8, da. Așa, deși stăm pe scaun, nu putem să dăm din fund sau din cap sau să ne simțim bine așa, ia, uite, fii atent aici, eu mă simt bine, poți și eu să ne simt bine cu mine. Știu că-ți place tare, știu că-ți place băsul. Știu că știu că ești de la țară, știu că-ți place crașul. Să mă prezint, Horia Butnarul. Să mă prezint, Răzvan Alex. Că e 6 dimineața, văd o fustă la tumbele. În spate o pitică, pitită, turbă probleme. Eu salvurez țigara, pusarea, mă duce în vinte. Nerăbdare, căpțare, inima, miezul zile. Ora 1 a venit cu sufletele încinse. 30 de minute, toate torțele s-a prinse. Dinspre dreapta apare nebunul și unul de isteric. Deși îl are plămânul, mă bău sub, fără sub. Dar buzele vornestea, acordăm instrumentele să cânt orchestra. Mă uit la copilocilor, bag un beatman. Să mă duc cu mintea mai departe ca iubirea lui beatman. Pe la ora 8, intru simplu echipat. Îi zic lui Petălin poftim, banii trăușat. Ne-am calmat puțin să analizăm momentul. Cam câte perspective ne prezintă prezentul. Fete, fete, cu sete de rupere. Copii o comandă lumele să nu se supere. La inimă e ok peisajul, dar vreau combinația fatală pentru creierul meu. Așa că trece ora 10, noi suntem deja pe-afară, căutând locația ideală pentru la vală. Și apare singurul agent la care ținem tuturor. Ținem aproape că să urmeze ore pline zile. Iar o piu cu șuncă, tata e la muncă. Mama dormitor e ca la piață, ia o bucă. Intr-unul la caram albastru, pe haină s-am firac. Și răbdare, de ce nu m-am făcut designer? O cafea mai slabă, poate a prins o super treabă. Imaginația e pe plus, materialul-i bun de lavă. O prins de pe afară, e vară, mă relaxez. Putea să fii iarnă, că ești la și un ionus. Conferesc cu damele, băieții cu blamele. Una tint obrazul să mângâie marmele. Ajungem și la gară, trenul tuc, tuc, tuc. Hai mai scoate o țigare, eu mai tuc, tuc, tuc. Ascuns prin grupul sanitar și nu ne nino, nino. Când am luat bilet redus, nu opțiu. Opțiunea, du-te vino, e doar o altă zi, zi, de făcut copii, pi, zi, ceapa, măti, usturoi, unde-l zi? Mulțumim! Alina Nelega e o doamnă extraordinară! Îi mulțumim mult! Sper să ajungă pe YouTube tot ceea ce ai filmat. Să primesc și eu dislike-uri, cum am săturat de atâta like. Nu, hai bă, scuze, ce căcat! Băi, fiți atenți, mă! Dragii mei, iubiții mei, care sunteți alături și vă mulțumesc sincer că ați venit. Ok. No, no, no. O să vin. Nu pot să... Nu? No, ok. La un moment dat, micul prinț s-a îndrăgostit. Foarte. Dar era atât de fermecat de fata asta încât a zis merită o piesă, merită un cântec. Orice fată merită un cântec. Dar din nou, hei, tripul creației trebuie să fie al meu personal căcar. Ok, a ascultat într-o seară în continuu Grasul XXL și l-a inspirat să scrie piesa următoare. Maestre? Nu, pe fata o chema Sara.
aflat. Un pic ne vom găsi pentru toate fitițelii. Nebunii tâmpitilii. Ia-mi că dreptai din casă și simte chitara asta. Ia! Eram într-o zi de vară, pe afară la un gigi, mort de plictisală. Ascult prin gigi scând, am sărit-o pe fetiță-n părculeț scump. Colorat frumos pe jos cu încă doi băieți, wow! Păr un bălaie și albastru-n ochișori, roșie în obrășori, pe la șase anișori. Eu nu sunt pedofil, nu sunt cocalar, dar vorba aceea, frate, gândul e criminal, wow! Admiram de la distanță, într-o oră aveam examen, mi-am lăsat restanță. Era așa de cool, fără țânță, fără cur. N-am mai rezistat nici și m-am apropiat să-i spun. Eu sunt sincer că nu din minciunile. Tu ești cea mai bună dintre toate bunăciunile. Lasă desenat-o, ascultă-mă un pic fat-o. Vreau să-i cu tine ca România NATO. Sara este numele, nu vădează sumele. Pe domnișoara asta, da, da, ai văzat că numele. E ilegal, asta știe tot poporul. Dar oricum e mai bine cu ea decât cu aspiratorul. Zis, Sara este numele, nu vădează sumele. Pe domnișoara asta, da, da, am văzat să numere. E ilegal, asta știe tot poporul. Oricum e mai bine cu ea decât cu aspiratorul. Zic, unul pentru bani, bani, doi pentru minore, trei pentru inima ei de cuore, patru pentru faptul că a devenit la mea, cinci că i-am luat un bici exact cum își dorea. Tu nu trebuie să zici nimic, poți să spui tot cu bucaga, îți spune etichaga, să dansezi ca vaca. Dacă faci caca, pe tine nu te cert, hai, renunță la tanga și intră în scutece. Ce? Ce-ar fi să mergem în seara asta la predeal? Să o că Eminescu cu Sara pe deal. Bun, bun, bună seara, bun, bine v-am găsit. Dă-mi răsărul iar, că eu clar m-am zăpăcit. Sara este numele, nu cântează sumele. Că domnișoara asta de-abia a învățat să numere. E ilegal, asta știe tot poporul. Dar oricum e mai bine cu ea decât cu aspiratorul. Următoarele două bucăți nu au nicio treabă cu nimic. Doar că sunt instrumentalele atât de frumos lucrate, omul gnom, încât merită prezentate. Vă voi prezenta o strofă scrisă de Micul Prinț, așa, pe două instrumentale diferite. E o strofă despre absolut nimic, sunt doar rime, dar haideți să vedem împreună despre ce este ciorba, corect? Corect, da, oricum facem ce vreau. Asta-i mai rap așa, să dai din cap așa, ușor așa, bună seara, e chelnerițe, barmanițe, e cu fustițe, salutări la fetițe, nu, chiar, nu. Aha, e chiar rap. Ia de noi, șa. Călare pe motoare, cocalare, bagă tare, muzică ușoară pentru o domnișoară oarecare, care apare în parcare veselă și visătoare, vede numai reflectoare și miroase a pește. Vă sărița casca, ce cu tipa asta? O arde foarte gangsta sau face pe pasta? Hai măi, dar cine e de vină că se vede în lumină și se crede balerină? Energia fără limită, pune stop la inimă, își ia doza zilnică să intre moarte clinică. Săraca fată e topată cu o travă, plânge că s-ar sculavă și acum e cam bonavă. Dacă vrea totul la tavă, aduc aperitive, dar se cacă pe ea ca după două laxative. Pretenții, pretenții în prezervative, dau pace tuturor ființelor primitive. Ue. Partea a doua din această mică mizerie. Stai așa, tu! Păi să te prăjiți după zi. Motherfuckers, motherfuckers, m-am prins. Totul e verde, totul. Hai! Yeah. Pentru că sunetul la jur. Să vă mulțumim pentru vizionare!
care muzică ușoară pentru domnișoară oarecare, care apare în parcare veselă și mi se pare vede numai reflectoare și miroase a pește. Poți să stați ca agitul pasta, oare de tot gangsta asta facem de proasta. Măi, dar cine e de mine când se vede în lumină și se crede balerină? Energia o reilită, pune stop la inimă și ați o zi de limbă să intre o afectivină. Săraca fata e îndopată cu o travă, plângi pe sarți cu lavă și acum e ca o lavă dacă vrea totul la tavă. Atâta prezent este ca subiectul lui ta, iubi și bine lui pasta. Primitata, primitata, mă face tuturor ființelor primitive. Bună seara! Mai la tătă un pic mai tare asta și lasă să turnă. O mâncăm la producție. Ok, hai să facem cipări și freestyle, da? Bun așa, fii atent. Pimisa, pachetisa, vinim cu tata, easy, cumva. Vinim să te tati, la mica mi se cu o mică, la vita, vita, ca pe deco. Vinim să vita, 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 au venit cuvintele. Nu ne uităm acum la ele. Mai sunt de venit, nu? Bun. Două. Ok. Ați scris? Poftiți? Dar nu fac bine. La un moment dat, micul prinț și-a dat seama că până la urmă, indiferent de mizerile din capul lui și indiferent despre ce căcat ar scrie el, până la urmă, dacă tot a acceptat să facă experimente în acest gen de muzică, adică rap, hip-hop, exact mai de așa, mai departe, a spus totuși, mă, hai să le dau ceea ce vor ei. Exact așa a zis, crede-mă. Vrei să sunăm acum? N-am oprit la mine de lansat, vrei să sunăm? Îl sunăm? Dă-i, dar sună, sună acum, pe bune, sună, sună. Nu că n-are mobilul la el, îți zic sincer, dar poți să suni. 0743 759 742. Sună, sună, sună. 0743 759 742. Dar nu are mobilul la el, îți spun sigur. Ok, e în sală oricum, e pe aici, printre voi. Nu aplaudă că, na. E undercover incognito. Cum, cum? A? Eu ce ziceam? Are mobilul închis? Știu eu ce căcat mănânc aici, pe bune, place și mănâncă e al meu, dar am încredere, ia, motherfucker, dă-i te rog. Și ce zicea? Îi place, nu? Păi probabil că se fute, mă, dar nu... Aoleu, doamne, vreau mă scriptăm, că, bă, motherfucker, despre asta este ciorba. Hai, mă, hai să o dăm. Nu, nu, bă, 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 13, te rog, și după 12. Eu sunt purtătorul lui de cuvânt. O să vorbesc cu el după dacă i-a plăcut ceea ce am făcut. A fost ceva rime, nu? Bun. Așa, dă un pic mai tare și hai să devenim mai ceea ce trebuie, nu? Yeah. Hai că o să vă plac asta cu DJ Ando. Cu fărbuțele, vă rog. Ok, violez muzica, crezi iluzia, că e mare iubire de ani de zile și ceva. Dar e dragoste cu năvădăi, se lasă cu vânătăi, cu iartă-mă, te rog, și cu tot de sparac. Relația a început acum foarte mult timp, eram mic în casa patra la un picnic. Și-a bășleabă ca băstrabă, mică capă, capă fresc. Iabă ca băstrabă, n-are rost să povestesc. Ajuns în prezent, dement, efervescent, folosesc muzica mea cu medicament. Măi, oleu, zic că fostele sunt evidente, retardar, nebun, proștii, toate complimente se vede. Nu-i aceeași lume, nu-s cu vorbele și sunetele mele în altă dimensiune. Scopul nu e să ajungi în creierul meu, idealul e să ajung eu în creierul tău. Dacă sunt deja acolo, uită-te în stânga ta, eu bătrânică, mică, simplă, păi cu mâna. Și zic-o, pun dulce pe sfârg, după ce termină să se plece de scânt. Mă duc fisos cu capul, iau grat fios tot rapul și-l copil frumos cu iadul până zici ce o să. Uite cum apare, cum
se manifestă. E un plot, nu mai trebuie las perucă și vestă. Când mâncat mult de cat, mulți chiar nu se mai satură. Clocul pe prezintă reprezint altă latură. Nu mă cer dacă am energie debordabilă. Nu mă cer ca fără prezență impecabilă. Nu mă stres dacă linica ta impatabilă. Când ai un text cu stofă de strofă deplorabilă. Stresez limita într-un sens unic. Stresez inima numai pentru public. La show-ul dau cadouri trip trip Hoffman. Am un as în mâine că la fel ca Andy Kaufman. Hoffman, muzicul satanul prea veridică. Cum să critici că tu însuți ești sub orice critică? Păi despre asta este ciorba. Mi se rupe indiferent de ce ori mâncat sau de ciorba. Bineînțeles, frate, acesta este planul. Nu ardem dracul el să le tăiem direct pe ranul. Eu călăresc mașii să se bucure urmașii. Nu fac vise tu vreți să mă admire reîmpărașii. Ce privește munca mea e de reținut. Stilul ăsta nu l-am adoptat, l-am născut! Instrumentală, un drum de mai tare să se audă până în Franța. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Lasă visul, nu mai gândai. Pentru următoarea bucată voi intra în pielea altui personaj. Două secunde, răbdare, bărba. Nu, stai un pic. Stai un pic. No. No. Știu exact ce să facem. Gecko? Gecko? Bineînțeles, până acum. Gecko? Gecko? Te rog. Da. Da, da, da. Da, 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 da. Pe scurt... E piesa aia. E piesa aia. Pentru un spectacol pus la un anumit teatru care spectacolul ce se tot joacă, am spectacolul îmbină muzica live cu teatru cu ia și fiind vorba de probleme de familie, droguri, societate, căcat, am fost rugat să facem o piesă hit care să surprindă toată această lume nebună plină de drogă, lăi și de oameni cu probleme de familie, căcat. Am făcut asta tot pentru Neleca, bineînțeles. Instrumentalul, trag 12, te rog. Hai să cântăm împreună. E posibil să știți versurile la asta. Dă un pic mai tare împreună. Yes. Până acum să nu... Despre asta zic ceva. Ia fiți atenți aici. Zâmbete pe față ce o să urmeze. Deja sunt gândele la noi. Hei! Bună seara! Cumpărințele din nou! Hei! Ochii roșii, bineînțeles. Exact! Miroase iarbă legal. Iarbă legal, bă, păi e ceva mai bun. Păi stai că sun acum. I-a zis s-a rezolvat, frate, omul n-a răspuns. Ce zi de căcat, da combină până apus. Miroase iarbă legal, asta iarbă letală. Puștii trag, fum o plombe, fum o fac, pochii pe scară. În seară, râd pe râd, dispar toți și revin cu ochii mici și zâmbete de idioți. Sâmbete pierdute noți cu sunte de fumuri. A ales copii o cale de pleacă pe mii de drumuri. Ilegală, ilegală, la grămașa asta se vede și poliția e față. Trebuie să treceți pe verde. Alta e senzația, schimbă puțin situația. Îți dau un număr nebună, tu te-ai Croația. Porție perfectă, efectul e altul. Și mă dai fericită de că tragi mânci ca spațiu. Sportul e istorie, tu te-ai retras în glorie. Și ți-a prins torța olimpică în metrou la victoriei. Vei tragi pe lupți? Femeia îți spune gata, noi venim cu Bucureni să se liniștească fata. Dar când s-a prins, nu s-a prins, te ține glume. Cine ți-a predat că mă urmiți orcii volume? Marfa-i super tare, ai ajuns în Haiti. De fapt ești drogat, fișat în cop grafite. Miroase iarba legală. Păi iarba legal, mă. Tot nu a răspuns. Nu ne-am prins, îți scoate coală. Dar nu avem băcuțe, trebuie să ții tot în coală. Ține bine piept și hai să mergem la școală. Nu știai deja, toată lumea fumează. Prins și tu ceva? Toată lumea fumează. Hai, nu fii popii, toată lumea fumează. Și tu ești un prăjit, toată lumea fumează. Copii și părinți, toată lumea fumează. Păcători sfinți, toată lumea fumează. Rocker miliardari, toată lumea fumează. Rocker cocarari, toată lumea fumează. Mă cheamă de stări, reprezint o salată. Stau cu morcov în cur, panicat de gardă. Cu ochii roșii tău, cap spart ca o vază. Toți proști au un epitaf, praf mort, varză. Fază de alată, ieri după foarte multe vei. Am combinat verdeață fix, lângă copră, șei, șef. Vezi că eu lucrez doar pe baterii. Până-mi sare muștarul, fiindcă vreau picaterii. Minte de copil, dar măcar
Vorbite cu stil, filmul visul împlinit, doar că e un actor prăjit. Marvete la un set, dar ce să faceți cu ele? Când deja m-au făcut ce să te bateți cu ele. Nu mă supăr când fumesc, că după sunt super erou. Te salvez, dar vezi că savurez. Urmesc ca pe brasero. Păi de ce mă deranjezi? Nu vezi că fac siesta? Mai prindem unul? Minunată vestea. Micu Paris încearcă micu Amsterdam. Fiecare are un pic. Eu vreau o cola și un cram. Dacă-i mod, scribu tot tipul scot. Filtru bun, triplu bun. Filmul dar sigur, dar sigur nu-i sigur. Nu știai deja. Toată lumea fumează. Vrei și tu ceva? Toată lumea fumează. Hai, nu fi ipocrit. Toată lumea fumează. Că și tu ești un prăjit. Toată lumea fumează. Trebuie să ne crezi pe cuvânt. Toată lumea fumează. Până la ultimul rând. Toată lumea fumează. În teatru Odeon. Toată lumea fumează. Până și Dorina Lazăr. Ascundeți tot, da. Ieșiți de la voi, hai. Mulțumesc frumos. Ei, și toate alea, ceai. Mă duc și la casă. La munce, acolo. La magazinul de la munce, nu? Oh, la cămin. La cămin. Prostii. Suntem copii. Alt personaj, ultimul căcat. Despre asta e ciorba. O secundă, te rog, cu instrumentarul să ne echipăm. Perfect, mulțumesc mult. Bun, mulțumim frumos, oarea. Hai să luați capitulul, cât am ce mai aici. Două secunde, stați așa. Așa, pielea din personaj, ok. Numărul 14, te rog. Căcat. Într-o cafenea din Viena. Ușor de busolat, ghidat de-o hartă fără semne, timpil treptat pășesc, doresc să ajung până la termen, însă pretutindeni, metri pătrați nefamiliari, iar mie a încetat de mult să mi se pară ilar, e clar, la hotar n-o să ajung imediat,
dar măcar mă calmesc în buzunar, e un camarad. În consecință mi-a prind o dorință, în cunoștință de cauză. Amicul meu râde când vine și-mi spune, frate, ia-o pauză. Zis și făcut, tăcut, mă așez mărunt în lotus. Îmi piuie mobilul că am primit credit bonus. Eu nu-s aici, m-am dus să pictez universul și să mă joc șah cu melcul contra cronometrul. S-a dotat în realitate, din minciună în adevăr. Se oprește brusc clipul că am fost mângâiat pe păr. Iar prin ceața dintre ploape încep să văd aproape o siluetă cam suspectă. Bâșbâind prin noapte, bună seara, zic, cu două grame de scepticism. Are o privire de mă scuduie mai tare ca un seism. Alte persoane în jur nu mai sunt. Nu acum, păi dacă ăsta mi-e norocul, haide să-mi ating scopul și să părăsesc locul. Oricum, nu vă supărați, dar poate mă ajutați azi și-mi explicați cam pe unde ieșirea. Încep povestirea în timp ce mă gustă cu privirea. Se uita suspect la mine, parcă eram ultima lepră. Mă întreabă, în ce vorbești, mă, în rime? Ești rapper? Glumesc, fiule, îți dau răspuns la toate întrebările. Dar mai întâi de toate, hai să facem prezentările. Eu sunt domnul Necșulescu, paznicul pădurii. Iar tu arăți lipit, nu vrei ceva de ale gurii. Dar până să-i răspund, scoate penisul enorm. Mă lovește peste față, până aproape mi-au somn. Mă dezbracă, mă întoarce, mă pleacă, nu mă opun. Savurez singurul moment când chiar mă doare în fund! Micu prins, vai de capul lui! S-a spart așa de tare, a bătut și un cur. Ok, haideți să vedem împreună ce se întâmplă cu aceste foi, da? Una, două, trei. Una, două, trei. Nu văd, dar am nevoie de un răspuns sonor. Gnom e... Gnom? E gnom? Unde este gnom? La baie? Între timp, fiți atenți. Absolut freedom, girafă, floare, fluture. Ciudata ca... Lasă-mă să vadă... Astea sunt cuvintele. Adorabil, nădragă, subterfugiu, fănică, căpșună, carusel, dovleac, loco, paranteză, Kremlin, fum, ciorbă, fum, marți. Primul shawarma, iar mărecul, respect pământ, asparagus, hopa! Carie, sepultura, sex, pleutonia. Capră! Ai trecut peste pleutonia! Pleutonia! Pleutonia, mâncare! Onanistă! Înfrigurare! Zyber, maimuță, telefon, chibrit, pe care? Peste unul! Inexplicabil? Unde e? Hai că vedem împreună, da? Bun. Deci ideea e că aceste cuvinte s-au scris la fața locului acum aici, da? Corect. Bun. Haideți să facem o mică poveste cu toate. Corect? Corect. Bun. Omul Gnom, e alături de mine, te rog frumos. Ei. Iată-l un micro. Gecko, poți să vii, te rog, alături de mine? Ei. Mulțumim. 3 MC, 3.000 de microfoane, dar 3 foi. Avem niște micuri. Haideți să o facem împreună povestea vieții.
2. E ok, ha? Știam. Cum este? Până acum cu atâta reflectoare. M-am obișnuit, mă, reflectoare toată viața mea. Și că a venit garda. Bună seara, eu sunt Glow. Și eu sunt șocat de ce am văzut azi. Dați bine și da, ce trebuie? A, stai să facem reguli. Exact. Pentru finalul show-ului vă oferim o porție de improvizație. Eu uite mă ce-am scris eu. Se pune ăsta. Gata, le lăsăm, le lăsăm, le lăsăm. Că nu le-am reținut pe toate, e ok. Ba da, dar până ce pe beat-ul... A, nu, nu, asta-i frate. Dă-l tare, dă-l tare, dă-l tare. Fac-o și mă foaie. Patru, oh, știi să nu mă rog la dracu. Fii atent, nu mai să uite să acara teatru. De parcă dăm un tris ca nimeni altul. Dar nimeni altul decât creier zis Răzvan Alexe. Gata să prezinte evident din texte. Clar, hai să văd să se citești. Patru, patru, haide, nu prea stăm la povești. Ok, hey. Vorba de sentimente, simtele. Hai, pula mea, să începem cu toate cuvintele. Ok, teatru, dar schimbăm și filmul. Că primul cuvânt este chiar primul. Ok, bună seara, Dumnezeu e doamna. Fii atent că urlăm ceva, urlăm șauarma. Dacă zic de doamna care o pizdă nipo, apă, piaci cu pipi, că știi tu, bro. De când ai băut cu cana, susuri și lapte. Uite, asta-i drama, Lena. Sunt un pic indispensabil. Rimă cu al doilea cuvânt, adică inexplicabil. Măi, dragă, măi, dragă, măi, dragă. Că te-a tundire pe targă și-ți mai dau și niște iarbă. Măi, dragă, și știi că vei carterică. Te-ai băgat cu castravete în pizdă până ai și floricică. Și că ai în Facebook și și-o șansa, uite cum mă duc, zi. Uite cum mă duc, direct futut în gur. Că am cafeneaua cu pistolul, direct recur. Ok, concret, v-am prezentat un concert. Al cincilea cuvânt e numai respect. Yo, lasă-mă să dau exact la microfon. Scrie iPhone, dar de fapt trebuie să scrie iPhone. Ok, pământ al treia ori, plus de la USB, haide, bagă tu mult. Bag eu mult, direct cu carie, antipatic, un pic ca Super Mario. Bre, sepultura, mamă ce, super, super tare trupă, direct în suflet, dar cea mai tare trupă în suflet. Te-am văzut cum era chestără cu un oraș, avea, da, da, aveai tatuaj cu fruturaș. Veneai mare pe la cămin, că mie îmi place puțin, dă-i un pic. Că o dau din slip, dar o dau direct un dar. Sex, o pun capră și dau și rost car. Bineînțeles, dacă e cu mâncare, recurgitat în figurat, se pare. Și știi că lumea trebuie să înțeleagă, totul se leagă. Uite, să fie penibil, vezi cum ea largă. Drop, zice că ar trebui să iau o aspirină. Dar fuge ca iepurele, nu fac fisilină. Lasă-mă să dau că sunt radioactiv. Ți-ai băgat un aspirator când doar dai pozitiv. Pe vremea când aveai trupă. Oh, dar nu vorbesc de așa, așa că după. Dă! Da, dau eu direct pe vinte că ori. Bă, las cu mămăligă, face și pe smet. Hai, strictiv, direct cu semne exclamării. Albatros se știe, vina stării. Vina stării sau vina stării, direct cu Sara. Bună seara, omul nou starea. E aceasta, de fapt, pe care o vezi în suflet. Omul nou în continuare mai bagă cât un sunet. Bă, că se numește freestyle. Din altă rime, pe loc, că pe loc, pe loc, de ce stai? Uite cum o dăm și ne jucăm, e ca și cum ar trebui să alergăm și rulăm la modul Carluis pe vremea când a luat 10. Haide, că timpul trece și apă-i rece. Dacă ne-a băgat de și nu știi să te speri, uite, dă-te la panică, clar are frigide, o bere. Că așa scrie aici și că și rulăm, plutăm mieră, că stele știi eu, bălit de trupă. Tău flac, ăsta-i capul tău, loco, tot capul tău, vezi? Care este rău? Trebuie, ăsta-i numele tău la final, nu-ți gărăsc ca o girafă floare, ia zi. În ultimul val, în ultimul val, uite, hai să dați sau capul ultimul val. Capul ultimul val, păcat că nimeni nu simte, sunt băiat cu minte, dar nu mai am cuvinte. Eu nici am una fost o bună și nu știu cum vin tu, n-am mă ce trip, dar cum sună? Mai jucăm, mai jucăm, mai jucăm un pic? Mai jucăm un pic? Dar asta o să... Fii mai luat, bagă un instrumental, orice instrumental. Bună, mă auzi? Azi vorbesc în lime, sper să mă scuzi. Nu știu dacă se aude cu microfonie, dar dacă-s bine... A?
Da, dar știu, ești pe scen, nu-i regie. Oh, ok, poți să-ți ajut dacă închis. Ai închis? N-ai închis. Deci continui, zici că-i închis. Mamă, n-am scris pe telefonul ăsta, dar fii atent să te frați, că de ce scrie aici. Sunt ca fați, eu. Improvizație, mamă, se uită lumea de parcă ar fi de dragoste și declarație. Licenii, indiferență, starea vremii, am chis. Așa-s cu femeile, fiecare cu... Bravo, vezi, dacă ești microfonul la gură, ești tare. Te faros cu jetură, pui de gură. Cu jetură și un pic mai ludic. Eu vreau să mulțumesc fiecăruia din public. Lasă beat-ul că indiferent ce intră, eu scuit. Și nu văd nimic, nu văd unde să mă duc. Trei reflectoare în aer, eu sunt un... Mare fraie, tată e în toată ceasta asta cum o faie. Toată lumea din bar nu mai pace. Avem multe veri, dar clar îmi dați capace. La... Schimb, 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 opa, oh. Asta e mic, unde-i semplat ăsta, da? Stai semplat în porte și șezi, rog, la modul măcelărit așa, la modul... Am măcelărit ca atache și iache, fără cadări, la modul măcelărit mă atache. Așa mi-am venit într-o seară, de vară. Mai spune și tu ce făceai acolo cu tipa la scară. Muie crem, muie crem. Mama asta muie crem, muie crem, muie crem, muie crem, muie crem. Ai pronunț toată lumea, arătați acela sem. Muie crem, muie crem, muie, muie, muie crem, muie crem, muie crem. Pe beat-ul ăsta am scris eu fără termen. Mamă, ți-a luat moie crem cu flori. Moie crem, nu știam că moie are culori. Dar tu să dai în scară cu lori. Eu știi pe lori. Haide, te-am dat flori. Plus că era ceva bizar. Nu era normal deloc la moie. Dar ce pula mea, atras de sol? Wow, stai cu mâna în sân ca ea. Zic, mamă, zi de parte, ia. Ia, te zic, băi, dar e un pic mai greu. Asta e refrenul, dar cu lori, că sunt un curcu greu. Vă mulțumesc, mamă, acesta a fost tot show-ul. Omul drum și cremi, simțiți un pic flow-ul. Că o să revenim, probabil să ne vedem frați. Eu sper să ne vedem aici în fiecare marți. Pace pentru toată lumea, alimentăm ca la Deco. Ca la Beco, face și pentru omul Deco. Cine a înțeles, face pentru acei oameni. Asta a fost o sesiune ca studenți la examen. Și dacă se termin cu energie, mi-am luat un film prost de părere și pe sărăgie. Bună seara! Vă mulțumim frumos! Aceasta a fost! Aplauze vă frumos! Ce mai tare frisare din seara asta și din seara asta! Decolătâi! Eu sunt...